treaba. Asta tu dai pe internet. Da. A să audă numai vocea mă tale și a să mă văd eu acolo. Mă ta povestește. Ești de la Barda. Ia Loveni. Da. Și ai probleme cu poliția din sat. Nu, acolo nu cu... de dat încă nu. Eu nu m-am spus ce explic. Dar când ai să mai povestești? Că am înghețat două ceasuri aici. Da, Oleg, dar eu trebuie să explic cum s-a întâmplat tot, înțelegi? Poliția m-a luat pe urmă. Când a chemat poliția, eu nu a venit, înțelegi? Dar ce, ai avut vreun atac? Te-a atacat cineva? Da, ce un tăman că m-a chemat. Eu am ieșit la o femeie din sat. Și ei special m-au urmărit. Ei cine? Acolo merge vorba de o muieri, de o fată sau femeie, cum spune. Eu mă jălui la poliție, mă jălui și la primar și la acolo viceprimar. Și la 20 de ani, spun, chiar că femeie nașa, ieșa înainte și îmi face probleme. Bani cu vorbărele, mă fășe trebuie să-mi dădea țăr în cap. Deci, și amu iar așa au ieșit după am matat ieșit, și... Am ieșit și iar eu am șuput vorba. Trebuie să spun, cum ați zis, eu spun că nu e, eu am șuput vorba, știi? Și eu cum spun, eu n-am nici, am șuput vorba prin împrejur, eu, buma. Și te-ai dus la poliție și te-ai plâns? Eu nu m-am zis, când am până am ajuns acasă, ei am sunat la alții că eu, adică, o amenie, dar să fac, dar nu, dar uite, mă, că la deci s-o plâns ea la poliție? Ea nu s-a plâns, eu chemat, eu am sunat la poliția noastră, care din sat, care mă plângem. Sectoristul, da. Da, eu l-a spus ca să vină de nu veniți, chiar că deam și când mă uit la port, deam o veniți, știi? Dar de-o veniți din el o veni. Dar cum s-a întâmplat? Eu îți spun că femeia asta, dar aproape de mahala mea când ajung, eu spun, dar cine? Și ea se face că stebe. Eu zic, dar cine te fugărești? Cine te fugărești? Ea spune așa, și eu zângheț la mine ca bută cu alte gânduri, că ea vrea să facă altceva cu mine, într-un cuvânt. Dar s-a auzit acolo mahală, că eu am spus că nu cine te fugărești, nu te fugărești nimeni. Așa. Deci ai marturi, au auzit oameni. Au auzit oameni, dar nu știu dacă, o, foarte bine, dacă, o, ce minunat, însă aici. Și eu, într-adevăr, m-am liniștit că asta, două secunde, de la două minute până acasă, de-aia de-aia mea stăt, sună, dar ei de-aia mea erau la cine o sunat, ei mă pândeau că, și eu nu m-am intrat în un grad, dar ei din urma mea, știi, am intrat în un grad la mine, tu ai vrut să-i violezi femeia și ea. Înțelegi? Da, 20 de ani mă jelui de femeia asta și la primar și la poliție. Tu ai vrut de-aia așa să-i faci. Eu nici nu știam cine să-i... Nu vreau de-aia, dacă am intrat în o gradă, știi? Dar bine, în fiecare mă amenință că să mă omoare. Țara și mă duc, sunt persoane. De care cine te amenință? Tot femeia ce e sau alții? Și ei mă amenință înainte. Înțelegi? Știi să spune că în caz mă omoare, ca să... îmi lua perdișa și ce că fac vrești că, și apoi cu legătură de asta de la moarte, de la mine și chiar că e legătură la cișar, la moarte. Deci de 20 de ani te plângi la primar și nu-i faci niecă, dar ea s-a plâns și poliția și ți-a făcut. Te-a amendat sau dosar penal? Mi-a făcut dosar penal, m-a luat pe mine, înțelegi? A venit, eu am venit poliția care am chemat eu. Dar ei de-am o chemat... La 902 e de ceva de intervenție de la Raion, da. Mă, în scurt, ei m-au lăsit și m-au grad și la par și zici că eu... A te-a lovit poliția? M-au lăsit băieții ăștia, că erau niște, eu chemat niște băieți. Și băieții de dată au intrat după, spun că asta nu am timp să-mi dau seama. Dar când s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat data 29 decembrie. Cam o lună urmă. Da. Mai puțin de o lună. Și-mi par, mai puțin de o lună și-mi par rău că nu ne-am întâlnit mai până am să spun. Și îți spun că... O filmat, eu n-am avut, n-am mobilnic să filmez că într-o am avut niște chestii și spun că nu-i drept. Dar toată mahalul a aflat. Că nu-i drept că te-a bătut sau că nu-i drept ce? Că contractul în grad. Băi, că am intrat în grad, dar au rupt o scândură la gard și au aruncat, înțelegi, tăman la mine la cerdac, acolo eu l-am dat în ferestru. Eu mi-am dat seama, eu vreau să treci ferestru. Și știi, sunt oameni din sat. Băi, el nu s-o, ei spun că eu l-am lungit pe unul cu toporul, că și chiar că a fost la expertiză. Când la expertiză, 5 minute nu a trecut, cum a ajuns la poartă până în casă, de unde 5 minute că el, poliția și aceea, că l-a dus la expertiză, dar nu l-a dus la expertiză, unde el, nici el nu era lovit, spăcuse nu, și spune că... Și cum a evoluat dosarul? Te-a chemat la Raion, ai dat explicații? M-a luat te-a luat cu forță. Dar cu forță m-a luat, că ei m-a scos chiar că tu,
tolerezi, dar cum am luat de ei? Și ți-au dat avocat, te apără cineva? Nu, mi-a dat ce fel de avocat. Cum, singur numai dumneata și polițiștii? Da, și doamne, mie și-au lăsat, și băieții ce-au lăsat, dar mă lasă mă pe mine și mă duc acolo la... Tot atunci, pe 29 te-au luat? Tot atunci. Da, după aceea te-au mai chemat la raion? Eu am spus ca să mă cheme, dar m-a ținut pe mine acolo și mi-a scris... Cât te-au ținut? Până dimineață. Ah, numai în seara așa, noaptea da, și 29 până pe 30. Da, mi-a scris dosar penal și m-ai pus cu forță să mă iscălesc. Știi ce ai iscălit? Păi din nevoie, că spune că mă închid da, și nu dă. Dar știi ce ai iscălit? Nu știi ce ai iscălit. Și spun eu ei, înțelegi? Dar nu știi ce ai iscălit, ai citit? Mai că nu, mă spune că nu-mi dă de voie. Și nici avocat? Nici avocat, nimic. Și n-ai niciun document dintre acelea? N-am, e tot la dâns, înțelegi? Dar știi cum îi cheamă? Unu Andrei, nici nu vreau să spune pe mine. Polițistul îl cheamă pe unu Andrei. Pe unu Andrei, da, și altul de la Ion, de la Elovie. Da, și unu Costea. Da, Costea văzut. Costea și Andrei. Da, eu văzut ca Costea văzut că eu n-am nicio bine, înțelegi, și el începe să mă chiori. Și a doua ți-a dat drumul și a zis că și? A zis că aș mă chiemi la procurorul. Dar și pe ce am procuror, dacă eu m-am spus adevărat că eu de cât mă chinui pe nici pe mine. Și nu te-a mai chemat de atunci. Păi ea ca mai îmi spune că de-a mea eu, polițist de-am din sat, care eu l-am chemat și el a spus că bine și nu a venit. Când alții, că ea cădeam în alții, când mă uit la partea, da, într-adevăr, era de alți polițiști. Erau pregătiți, asta sunt întâmplat în 5-10 minute. Și aici din sat te cheamă? Mă cheamă mâinic să grească, să spune că să mă închid, înțelegi? Și te cheamă la raion sau în sat? El în sat, probabil, dar eu știu și aici că zici că să mă duc să, dacă ne-au scris dosar penal, păi să mă închid la Costigeni, înțelegi? Dar de ce la Costigeni? Păi îi spun că eu sunt bolnav, dar eu tamam că, Doamne ferește, eu... Vă spun că în mănăstiri mă pun să citesc la cei, la cei bolnavi, eu să-i lecuiesc, înțelegi? Eu din mic la biserie și simt în mănăstiri. Dar aici îmi spune că eu sunt bolnav, că să văd cu băi, dar păi eu nici n-am vrut să violez, nici nu a fost lucrul ăsta. Dar și vorbea Andrei așa la că acolo când eram polițist și n-am luat polițist Andrei, măi, dar poate eu vrut să fac altceva cu tine. Dar așa e așa că eu trebuie... După toate problemele mi-am făcut, că eu putem să am, cum spune... Relații sexuale, relații sexuale da. Parcă m-ar pune sela, băi, zic că eu nu știu vreo e, dar dacă e vreo relații sexuale, de un sol abes, e doi care mi-au tratat în grade și m-au lujit în grade, eu din eu voi zic să mă apră, că m-am minit, zic, spui că cum e țara unde m-am mă duc. Nu știi dosarul penal, că e de tentativă de viol sau că e bătut pe așa doi sau nu știi de ce, și una și alta. Că unul l-am lujit. Da, așa la nici nu, zic unde am vrut să mă întâlnesc, că nu știu, nici nu știu, răzic, când am vrut să pornă, băi, oameni, sunteți nebuni, eu am intrat în o grade și am vrut să mă... Dar știi că poți cere avocat de la stat? Atunci, acolo, când te anchetează, să nu semnezi mai mult nimic până nu-ți dea avocat de stat. Eu nu știu în ce stilie este, înțelegi, îmi pare rău. Îți spun eu, deci, nu mai semnezi nimic până nu-ți dau avocat. Și să vorbești cu cineva din credere, să fii numai dumneata și cu avocatul sau avocata și să-ți spună care e situația, care sunt riscurile, care sunt probele și bine să faci. Fără asta nu mai semna nimic. Dar nu se mi-a dacă ea abia să intre în casă, acolo vor să-i furi, nu numai mi-a furat niște lemne. Dar cine vrea să intre în casă? Oi, acolo fel de fel de probleme fac, înțelegi? Unul mi-a furat de altă mahală niște lemne. Polițiștii sau vecini? Acolo de altă mahală. Oameni din sat. Da, dar eu i-am spus la polițist, că e ghinic l-am prins. Și nu l-a pedepsit, înțelegi? Tot pe dosă. Sunt multe probleme. I-am rupt gardul acela, am zis, băi, tot de spune de mulțumesc, uite, am rupt pe gardul. Nu, că ai gardul lui, el ce vrea și face, dar așa, la, mai scurt, nu faci nicio dreptate, vă spun. Vă venit unul acolo, mă dat la de-al mine, străiască, tipă, și așa, și sate toalet, dar mă la ferească la mine, să miros, nu e drept, că este mai combinabil, a fost înainte. Nu, până eu m-am, înțelegi, mai scurt, că nu a venit poliția, l-am chemat, nici nu vrea să vină, că nu aici, că el are drept, că mă grad la care mă drept, dacă el îmi face lângă ferească, mirosul ăsta. De acord. Da. Înțelegi? Mai scurt pe mine mă șterg și are toate 20 de ani mă jgălu și primul să-l mai ales la tine asta. Și amu ea spune că, băi, zic, dar cine și-a logit? Tu cum n-a logit? Nu, n-a lărat. Și-l știu și nu-l cunosc pe dânsul băi, ăla care e doi au venit. Care mi-a tras cu scândra în cap, mi-a aruncat urm gardul, sănchete. Mai bine aș fost să vină, vii la mine să filmez. Dar poate vin. Poate vin la Bardar, mâine. Dar chiar pași, mâine, cumva. Dar la ce oră te cheam poliția? El îmi spune că și dimineața acolo, dar eu mai... Abdu-te întâi dimineața la poliție și să vedeți ce-ți faci și eu după aceea vin și grăim. Oleg, dar dacă eu pe mine mă închide... Dacă te închide, îți vin eu și îți cer socoteală. Deci te închid fără probe, fără necesitate și ești pericol public. Bă, Doamne, când și te arestezi? Și că eu sunt bolnav și bolnav, Doamne, ferește, eu în viață. Și chiar dacă ești bolnav, dar nu ești periculos public și atunci de ce te închide? Nimeni, nimeni nu suntem sănătoși, au, toți suntem oleacă luați. Da. Dar spune, părinte, m-am mai jălit aici. Se poartă cu mine așa și încă se râd și se râd, mi-a făcut probleme, știi? Și le pare genică. Vecinii ăștia, da? Nu toți, sunt acolo,
Le spun că e mult vreme, fac, eu sufer de 20 de ani și mai mult, înțelegi? Dar Doamne ferește, înțelegi, eu dacă eu spui că m-am amenințat, că am să te omorâm, că în casă, chiar și măiele asta spune. Și dar și interes au? Of, cineva îi pun la cale, înțelegi? Dar și vor pământul, casa sau și vor? Avere, n-ai, cred că... Da, nu mai am așa avere, nu, ceva, hai și ies în casă, dar, dar eu știu că eu sunt pericol că oricând eu trăiesc unul, oricând eu s-am amenințat, eu dacă mă duc în sara, prin sat, că nu-i cunosc sara, tamam, eu, părere rău, și nu-i cunosc anii de mine și m-am amenințat dacă așa vorbim, înțelegi, că eu trebuie să suntem la mine în casă, înțelegi? Ei ne-au intrat doar, eu sunt plisul, băi, ne-au intrat în casă și toată v-a aflat, toată mahala, că... Băi, ieși, eu ne-am spus, ieșiți de o gradă, trebuie să mă apără, bă, leu, când te mă zis, fii mă amenință de-am dictori, că, ca să mă moare, ca să stic sub mai afară, ca să mă trebuie. Și-a semnalat asta polițistului din sat și nu te-a apărat. Nimic. Polițiștii eu... schimbă, cred că, nu au fost dar 20 de ani același polițist, sunt da, diferiți polițiști, da, nu? Da, dar eu mai mult am spus și-am mai fost și altul din aici, deci, și eu, dacă mă duc pe deal să nu creez pământul, bine că am avut o părașă la mine, când la, bine, la zi, știi, a fost la mine că am lucrat. Ieșit, trei înainte cu taxi s-a prins în mine. Aveam să mănânc o bătaie de noi, nu știu, înțelegi? Dar până nu, nu mă bătuse așa în orașul unul, eu nu logic, știi? M-am numit cuvinte rele, dar eu l-am cu... I-am să ieși cuvinte înapoi. El era mai pierd, mai înalt, deci când mi-a trasă, o spui că mă puc, dar pe am să mă ia. Asta a fost de mult, cred. Asta a fost cu 8 ani în urmă. Și când eu mă duc acasă, dar mă halăjirul și ala care se rede, a, ce că-i pe sâtul, că el a plus să cade, înțelegi? Crezi? Da. Dar păi, bă, și ala mă halăjirul, de mult el ne aruncă în groapa de apă acolo, ba un câine mort, ba o găină moartă, mă. De mulți ani, el de 20 de ani, când ești tot timpul, el îi spui, și el, în 4 ori am pușcat, tu, înțelegi? Adică ca să mă puși, să mă spari, știi? Și a spus polițistul că, că a să iei pușca, dar nu i-a mai luat nimic, înțelegi? Și, bă, eu și sa, cu mâine goale, spune, spune, bine, bă, și noi și trei înainte, dacă nu avem topăra și avem, vreau, chircuță, că era seara, înțelegi? Avem să vopsesc să mă bate, înțelegi? Și numai cu topăra și m-am apărat, înțelegi? Am scăpat masă, înțelegi? Că nu era chip, înțelegi? Dar spui că, că în casă, că mă amenință, că așa că las că trebuie să te omorâm, n-a să tăi soarele, chiar cum vine la, la mâierea asta. Dar mâia nici nu m-am gândit e că ea să-mi iasă înainte, 20 de ani, în fel de fel, bani, mi-ar un fac cu țărni în cap, înțelegi? Că, și eu fuge, eu fac un pătruzi, că eu cam șchiopătez. Eu nu pot fugi pe el, nu pot mărg așa, da. Și nu că, dar eu spun, este lege. Dacă am văzut cineva cu rupt gardă, mă zic, spun la poliție, poliție, și am spus acolo la, la cei mei, uite, l-am văzut eu cu ochii mei cu rupt gardă, rup gard, stacheta, adică, uite, îmi bătai job. Deci, și dacă ai văzut ce ești, cine te-ai dus cu dânsul să răzgrești? Mai cum eu, și trag toporul, dar este lege. Nu, ilegal, sigur da, că da, da. Trebuie să denunți la poliție și da, organul trebuie da, să-l pedepsească. Habar n-am, mai uite, cine zici, și din altul mă hardă, nu ia sunt și eu rău, nici odată, eu, bă, îmi feri să mă atingi cineva, nu îmi spui că nu scandală jivule, nu mă vâr dacă se scuie în cap la mine, sigur, eu, cum o grad la mine, în casă la mine, că așa spun, dar eu fost car, chiar în casă mi-a intrat și folosesc, când m-am polițist, el așa pe urechi intră și pe alta iese. Și nu dar ghi... polițiștii zic, doar schimbă în sat și de 20 de ani același polițist este? Nu! Nu, nu. Știți-ți la fel? Altul înainte, cum spune, altul înainte era mai altă, dar când am știe polițistul ăsta, mai scurt de dreptate nu-mi fac părere de rău, știi? Și spun că eu trăiesc dacă mai lasă că eu în singurătate, de plin sunt în singurătate, dar nu trebuie să steagă pe șarne cu mine, poate să mă obiudească, nu mă ce trebuie, stac dacă eu să nu mă apră, dar să nu mă apră, să în cap tot, mă fac de râs în fața lumii, cuvinte și că, da, și eu nici nu trebuie ținem să mă legătura și neapărat o să vorbim mâine după ce te duci la poliție.